Creștinii ortodoxi de stil vechi îl prăznuiesc astăzi, 13 decembrie, pe Sfântul Apostol Andrei, frate cu Sfântul Apostol Petru, ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul, numit și cel dintâi chemat, deoarece el a fost primul care a răspuns chemării lui Iisus Hristos la apostolat. Fiind cel mai vârstnic dintre apostoli, Sfântul Apostol Andrei este cel care a propovăduit creștinismul anume pe teritoriile getodacice. De aceea, Sfântul Andrei este considerat încreștinătorul și ocrotitorul neamului românesc. În acest sens, există numeroase mărturii, precum peștera Sfântului Apostol Andrei, izvorul Sfântului Apostol Andrei, colinde și cântece populare și multe alte dovezi. Astăzi, creștinii merg la biserică, iar cei care țin post au dezlegare la pește. Numele Andrei vine din greacă și înseamnă bărbăție, curaj, voință și neînfricare. În această zi își sărbătoresc onomastica toți cei care poartă numele Andrei sau derivatele din acesta. Conform statisticii, prenumele Andrei este purtat în țara noastră de aproape 72.000 de bărbați, iar Andreea de circa 9.000 de femei. Ziua Sfântului Andrei marchează debutul sezonului sărbătorilor de iarnă, care vor continua cu Sfântul Nicolae și se vor încheia de bobotează.